Se vând tot mai puține mașini noi, dar nu vehicule de lux. Criza nu s-a apropiat și de acest segment din piața auto. Vânzările sunt estimate de unii specialiști la peste 300 de milioane de euro. În primele 4 luni din acest an, piața mașinilor scumpe a crescut cu până la 26%, iar unii dealeri se așteaptă la încasări duble în 2012. În primele 4 luni, în România s-au vândut un Lamborghini de 380.000 de euro, două Ferrari, două Bentley Continental GT, două Porsche Panamera și un Jaguar XKR. Iar lista continuă. Dealerii spun că se așteaptă la vânzări mult mai mari față de anul trecut. Anul trecut noi am vândut 37 de unități, anul acesta avem o așteptare pentru 77 de unități până la finalul anului. Mulți nu și-ar permite să plătească nici impozitul pentru astfel de mașini, care poate ajunge și la 2.000 de euro pe an. Cât privește asigurarea casco, în unele cazuri face cât jumătate dintr-o garsonieră. Care a fost cea mai mare primă de asigurare pe care ai încheiat-o vreodată? Avem o primă undeva la 15.000 de euro pe an. Pentru ce fel de mașini? E vorba de un Ferrari. Piața mașinilor de lux scoate la iveală și una dintre marile probleme ale economiei noastre, și anume că noi nu producem bunuri cu valoare adăugată ridicată. De exemplu, de fiecare dată când un astfel de bolid este vândut în România, noi ar trebui să vindem 18 Loganuri în afara țării pentru a echilibra balanța comercială. Noi am ratat ocazia să producem mașini scumpe la noi în țară pentru că nu avem infrastructură suficient de bună. Așa că atât Audi cât și Mercedes au preferat să investească sute de milioane de euro în Ungaria, unde au creat noi locuri de muncă.